Trebuie să deschidem Sfintele Scripturi, așa cum stăm în Efeseni, capitolul 1. Un text pentru biserică în după masa aceasta. Efeseni, capitolul 1, începând cu versetul 7. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care L-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale, după planul pe care L-a alcătuise în Sine însuși, ca să-L aducă la îndeplinire, la împlinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea Celuia care face toate după sfatul voii Sale, ca să slujim de laudă slavei Sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetuliți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii Sale după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El i-a pus totul sub picioare și L-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii, care este trupul Lui, plinătatea Celui ce împlinește totul în toți. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, am vrea să ne vorbești Tu după masa aceasta, am vrea să fim robi credincioși care ascultăm vocea Ta. Tată, prin Duhul Sfânt vorbește-ne cu putere, vorbește-ne cu claritate și ajută-ne să plecăm transformați de aici. În numele Fiului, Tată, m-am rugat și îți mulțumim pentru toate. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Probabil cu toții știți că săptămâna trecută am sărbătorit 500 de ani de la Reformă, 500 de ani de când Martin Luther a bătut tezele unei noi reforme în cuie pe ușa unei biserici și acele bătăi de ciocan au transformat biserica și au ajuns până la noi astăzi. Știți, nu toate au fost bune. De aceea n-aș vrea să ridicăm deloc în slavă vreunul din reformatori, fie el Luther, fie el Calvin sau oricare ar fi, nu toate au fost bune, au avut și ei greșelile lor pentru că au fost păcătoși ca noi, însă au ajuns astăzi până la noi acei piloni ai reformei, numai Iisus Hristos, numai Scriptura, numai Harul, numai credința spre gloria lui Dumnezeu. Ce frumos! Ce frumoasă sărbătoare! 500 de ani de la Reformă! Dacă pentru mii de ani majoritatea oamenilor n-au avut Scriptura, ci au trăit în întuneric, au crezut doar ceea ce li s-a spus de mai mari lor, în urmă cu 500 de ani, odată cu Reforma, a început s-a inventat și tiparul și oamenii au început să citească Scriptura. Însă unde suntem astăzi? La 500 de ani după Reformă, unde suntem noi, Biserica Creștină Română din Iovil, la 5 ani de când ne-am înființat? Ieremia, capitolul 2, spune prorocul: privește-ți urma pașilor în vale. E bine să te uiți din când în când înapoi, în special când sărbătorim 500 de ani sau 5 ani. La ce te aștepți azi de la o biserică? La ce te aștepți astăzi
Când vii aici, de ce te-ai deranja să vii duminica aici? De ce n-ai sta acasă, în pijamale, îți faci un ceai, o cafea, asculți o predică bună, muzică bună? De ce te-ai deranja să vii aici duminica? Și așa n-ai petrecut de mult timp cu copiii, și așa mai ai unele telefoane de dat, unele lucruri de rezolvat, și așa ești obosit, și așa mâine e luni. De ce te-ai deranja să vii la biserică când data trecută nici măcar nu te-a salutat nimeni, nici măcar nu te-a îmbrățișat nimeni? De ce te-ai deranja să vii în fiecare duminică aici? Vreau să vă dau trei motive și nu eu, nu Apostolul Pavel, ci Iisus Hristos și Duhul lui Dumnezeu. Primul rând, de ce te-ai deranja să vii aici duminica? Pentru că așa cum s-a mai spus astăzi de câteva ori aici, aici e trupul lui Hristos. Nu e un club la care venim sau o instituție publică, ci e trupul lui Hristos. Versetul 9 pe care l-am citit spune că ce a binevoit să ne descopere taina voii sale, după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși. Și în capitolul 5 din Efeseni, Pavel spune, taina aceasta este mare, vorbește despre Hristos și biserică. Explică în capitolul 5 exact aceeași legătură dintre soț și soție, dintre mire și mireasă, și spune el, taina voii sale îi mare, legătura dintre Hristos și biserică. Mai apoi continuă și spune, noi suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. Cei doi vor fi un singur trup. De ce să vii aici la biserică? Pentru că biserica în Noul Testament n-a însemnat niciodată o clădire, ci a însemnat oameni. Oriunde auziți cuvântul biserică în Noul Testament, o să vedeți, vorbește despre oameni, oameni zidiți pe Hristos, în trupul Lui. În Matei, capitolul 18, spune Iisus Hristos, când doi sau trei se întâlnesc, Hristos nu vine ca o vedetă la un club. Hristos nu vine de undeva de afară ca un primar la o instituție să viziteze și el o instituție. Nu! Când doi sau trei se întâlnesc, el e prezent în mijlocul lor. Pentru că este în ei. De fiecare dată când se întâlnesc. Întotdeauna oamenii au putut să vadă slava lui Dumnezeu. În Vechiul Testament au văzut, s-au uitat la un munte care tremura și vedeau slava lui Dumnezeu. Mai apoi la cortul întâlnirii, mai apoi la templu, în Sfânta Sfintelor, puteai să simți, puteai să vezi slava lui Dumnezeu. Astăzi oamenii se uită la biserică, la trupul lui Hristos și văd slava lui Dumnezeu. Pentru că ceea ce se întâmplă aici, chiar dacă nu-i perfect, nu e o mână omenească. Dumnezeu a născut biserica. Dumnezeu a înființat-o, a zidit-o și a dat viața pentru ea, a sfințit-o. Și vine aici de fiecare dată. Și se vede și se manifestă și întotdeauna a fost așa și întotdeauna va fi așa. Ioel capitolul 3 spune despre perioada de mileniu. Un izvor va ieși, știți de unde? În casa lui Dumnezeu. Întotdeauna a fost așa. Slava lui Dumnezeu, prezența lui, s-a văzut unde doi sau trei au fost adunați. Ăsta e primul lucru care Dumnezeu m-a învățat în urmă cu 5 ani. M-a învățat că nu trebuie să construim o instituție, nici n-am fi fost în stare. Însă eram deja un trup. Dacă nu iubești biserica, dragii mei, de fapt, nu-L iubești pe Dumnezeu. Dacă nu trăiești pentru biserică, de fapt nu trăiești pentru Dumnezeu, dacă nu slujești biserica, dacă nu-ți pasă de biserică, de fapt nu-ți pasă de Dumnezeu. Nu-L poți avea pe Dumnezeu ca tată, spune unul dintre sfinții bisericii, dintre părinții bisericii, dacă nu ai biserica ca mamă, pentru că e acea legătură, mire și mireasă. Și Pavel spune, cei doi vor fi un singur trup. Hristos, mirele, și-a dat viața pentru mireasa Lui. Așa că e important când vii la biserică să înțelegi că tu de fapt vii la Dumnezeu. Când nu vii la biserică, de fapt nu vii la Dumnezeu. Dacă crezi mai puțin de atât, nu mai veni aici. Dacă crezi că vii la o instituție, dacă crezi că vii la o adunare de oameni din diferite religii, nu mai veni aici. Du-te în altă parte.
Însă dacă crezi că aici vine Dumnezeu și aici e trupul lui Dumnezeu, wow! Apartenența la o biserică nu e un concept nou testamental, ci, sau nu e doar un concept nou testamental, ci e dovada că trăiești, e dovada că ești născut din nou. Când te naști din nou, tu de fapt intri în trupul lui Iisus Hristos, conform Matei 18, să fii exclus din biserică. Dați-mi voie să vă citesc versetele ca să înțelegeți. Conform Matei 18, să fii exclus din biserică, ești de fapt exclus din Hristos. Matei, capitolul 18. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă nu te ascultă, dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân, ca un vameș. Să fii afară din biserică, să fii un păgân, un vameș. Să te auto-excluzi, să nu vii la biserică. E dovada că ești mort, ești afară, ești ca un păgân, ești exact ca un deget într-un sertar, exact ca un rinic sau un ficat în congelator. Însă, vreau să te întreb, după masa asta, tu aparții, ești partea trupului lui Hristos? Sau vii din când în când ca un musafir, independent, ca la un club sau ca la o instituție? Știi, cei ce merg la cinema să numesc indivizi, cei ce vin la biserică să numesc frați și surori pentru că au o legătură de sânge. Așa că vreau să te întreb, dacă cineva dă în biserica asta, simți că dă și în tine? Dacă nu simți nimic, poate că ești mort, nu ești parte din trup. Dar ce să simți dacă tu ești cel ce dă? Aici e trupul lui Hristos, aici e biserica lui, aici e Hristos. El susține viața, El dă credință, El dă binecuvântări, bucurie, pace. Nu te exclude din binecuvântarea și harul ăsta. De ce să te deranjezi să vii aici? Pentru că aici nu e o instituție, aici e însuși trupul lui Iisus Hristos. 2. Pentru că aici se declară adevărul. Aici noi nu ținem o religie, nu practicăm niște reguli, ci aici declarăm adevărul. Versetul 13 spune: voi, biserica, ați auzit cuvântul adevărului. Și mai apoi spune, mă rog în continuare, versetul 17, mă rog pentru înțelepciune, pentru descoperire, pentru cunoaștere, pentru lumină, pentru pricepere, adică pentru mai mult adevăr. Voi ați auzit cuvântul adevărului. O biserică sănătoasă e o biserică clădită pe adevăr, pe Scriptură, bine închegată pe Hristos, pe cuvântul Lui. Ioan 17 spune, cuvântul tău este adevărul. Însă ce adevăr? Versetul 13 din textul care l-am citit spune Evanghelia mântuirii voastre. Ce frumos! O biserică fără cuvânt, fără adevăr, fără Evanghelia mântuirii noastre, e o biserică moartă. E ca o mașină fără motor, ca un cântăreț fără voce. Și 1 Corinteni 15, Pavel spune, vă spun, vă fac cunoscut Evanghelia prin care sunteți mântuiți. Vă fac cunoscut Evanghelia prin care sunteți mântuiți. Hristos a venit pe pământ, a murit, a fost îngropat, însă a treia zi a înviat după Scripturi. Și Efeseni 2 continuă și spune, prin har suntem mântuiți, prin credință, nu prin fapte. Și asta e Evanghelia. Asta am declarat săptămâna trecută în Moldova, în misiune unde am fost. Asta trebuie să audă oamenii, pe asta se clădește biserica, asta e esența noastră, adevărul, Evanghelia mântuirii noastre. Sunt foarte multe biserici în care nu se predică cuvântul adevărului. Nu se predică și Evanghelia nu e un lucru central. Oamenii știu să cânte bine, știu să practice religie, știu să țină legi, datini, însă nu știu cum să ajungă în cer. N-au siguranța mântuirii. Nu știu încotro.
sunt orbi, mă tem că sunt morți, fără adevăr, fără esența mântuirii noastre. Însă doar cuvântul poate să aducă lumină. Psalmistul în Psalmul 119 zice, cuvântul tău e o candelă pentru picioarele mele, pe cărarea mea. Cuvântul, doar cuvântul aduce eliberare. Ioan 8, adevărul vă va face liberi. Doar cuvântul poate să aducă transformare și câteodată nu-i deloc plăcut, însă cuvântul aduce transformare. Îi spune Pavel lui Timotei, cuvântul face mult, e pe deasupra și mustră. Mă aduc aminte, fratele Alex Troie ne spunea despre cuvântul care te tocește. Ești ca într-o tocilărie când vii la biserică. Și cuvântul ca un ciocan în mâna lui Dumnezeu te tocește, te șlefuiește. Nu-i ușor câteodată, nu-i plăcut, însă e bine pentru sufletele noastre și pentru viețile noastre. Pentru a asimila adevărul, pentru a învăța de fapt orice, ai nevoie de câteva lucruri. Primul rând, e repetiție. Noi de-aia ne întâlnim aici regulat. Pentru că să înveți ceva, ai nevoie de repetiție. În Deuteronom 11 spune Sfânta Scriptură, legea să-ți fie scrisă pe pereți, să-ți fie scrisă pe uși, să-ți fie scrisă între ochi. Repet-o, învață-o. Pavel spune, mie nu mi-e greu să vă spun același lucru și vouă vă este de folos. Luther a fost întrebat înainte de a predica 20-a oară despre mântuirea prin credință. A fost întrebat, de ce mai predica asta a 20-a oară? Și-a zis, pentru că oamenii n-au învățat-o a 19-a oară. Trebuie să repetăm aceleași lucruri. Trebuie să repetăm esența și adevărul. De câte ori ați auzit aici, astăzi, că biserică înseamnă oameni și înseamnă Dumnezeu, e trupul lui. Și când vă spun de biserică sau când auzim de biserică, ne gândim la clădire. De câte ori? Pentru că avem nevoie să ni se repete, ca să învățăm ceva, trebuie repetiție în primul rând, trebuie concentrare. De-aia încercăm să ținem o atmosferă cât mai solemnă, o atmosferă de reverență, liniște în casa Domnului, că trebuie să ne concentrăm, să auzim atunci când cântăm, când ne rugăm. Știu că nu e ușor cu copii, vă spun din experiență, însă încercăm, tindem, nu suntem o biserică care lăsăm lucrurile cum merg ele, nu, încercăm. Și lucrăm la asta. Încă n-am ajuns acolo, dar să ajungem. Amin? Exact ca într-o bibliotecă. Exact ca într-o bibliotecă. Nu știu cum ați fost voi când ați învățat, însă îmi plăcea să mă duc în bibliotecă că era liniște. Ai nevoie de liniște ca să înveți ceva. N-aveai voie să vorbești, n-aveai voie să te plimbi. Nu. Mai apoi, avem nevoie de înțelegere. Noi de-aia predicăm, de-aia explicăm cuvântul, îndemnuri de rugăciune, prin cântări, prin tot ce facem, încercăm să explicăm cuvântul. Spune Scriptura, veți cunoaște adevărul, adică îl înțelegi. Ai nevoie și de un timp de reflecție. De-aia ce bine să mergi acasă, de-aia noi avem și momente de meditare, o să avem unul după predică, înainte de cină. Vrem să dăm loc oamenilor, să dăm loc fiecăruia să mediteze, să reflecte. E important ce au auzit, nu e important, a fost vocea lui Dumnezeu sau părerea oamenilor. Ai nevoie să vorbești acasă după ce se termină programul, să vorbești acasă cu soția. Să mergi să cauți, oare așa cum s-a vorbit aici, să reflecți la cuvântul lui. Cum făceau creștinii din Berea, Domnul să ne ajute pe toți, amin? Să vorbim la grup, să vorbim peste săptămână, să vorbim la telefon, să vorbim oricând despre ceea ce se întâmplă aici, să reflectăm la cuvântul lui. Și în ultimul rând, ai nevoie de umilință. Spune Scriptura, doar celor smeriți ele dă har. Cei care le știu pe toate, le știu deja pe toate. Fariseii nu l-au ascultat pe Iisus Hristos. Știți de ce? Pentru că au zis, dar cine ești tu să ne spui nouă? Nici măcar nu l-au ascultat. Însă Samuel, copilul Samuel, a învățat să asculte. N-a știut cine îi vorbește prima dată. A avut nevoie cineva să-i repete, să-i spună încă o dată și încă o dată și încă o dată. Oh, e Dumnezeu. Au avut nevoie cineva să-i explice, au avut nevoie de liniște, să audă vocea lui Dumnezeu. Și mai apoi, așa cum am spus, au avut nevoie de umilință. Știți ce spune el? Vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Nu le știu pe toate. Vin să ascult, ca să înveți. Ai nevoie de lucrurile astea.
Cum poate cineva învăța cuvântul adevărului, lucru central al bisericii, dacă vine rar la biserică? Dacă vine doar când poate, când nu are shifturi suplimentare sau când businessurile lasă sau când nu are zile de recreere. Cum poți să înveți dacă atunci când vii îi gălăgie? Știi, la bibliotecă învățăm fizică, chimie sau diferite lucruri. Aici învățăm despre puterea lui Dumnezeu. Și atunci să fie mai prejos ca la o bibliotecă? Nici de cum. Cum să înveți cuvântul dacă după ce pleci de aici ai uitat tot ce ai învățat? Ai trântit ușa și nu meditezi niciodată, nu-ți notezi niciodată nimic, n-asculți niciodată predica care fratele Victor se chinuie și o pune și muncește să o pună pentru noi ca să o mai ascultăm, ca să ne hrănim, ca să verificăm, ca să creștem. Dacă, cum să învățăm dacă nu venim cu smerenie? Dacă în loc să venim cu smerenie la casa Domnului, noi venim cu atitudine. Știi, și de la copii avem ceva de învățat. Îmi place de fratele Dan de la Abat. Țineți minte, anul trecut, la Crăciun, ne-a spus că și de la măgar avem ce să învățăm. Sau măgăruș. Sau la Paști, la Flori. De ce te-ai deranjat să vii aici? Pentru că aici e trupul lui Hristos. Nu e o instituție. Pentru că aici se declară adevărul, se sărbătorește o relație, nu o religie. Și trei, pentru că aici te pregătești de luptă. Aici nu vii să te relaxezi, aici vii să te echipezi. Versetul 18 spune, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui. Oare la ce suntem chemați duminica? La o zi de odihnă, de relaxare sau la o zi de echipare? În capitolul 6, Pavel spune în Efeseni, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Luați toată armura lui Dumnezeu. El spune, noi nu luptăm împotriva cărnii și a sângelui, ci căpeteniilor, domniilor, stăpânitorilor întunericului. Și tu stai, bine mersi, duminica la grătar. Noi nu luptăm împotriva sângii și a cărnii, împotriva căpeteniilor. Ascultă, nu împotriva oricărui duh, împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului. Cum să nu venim în fiecare duminică la trupul lui Hristos? Cum să nu predici adevărul? Cum să nu înveți adevărul? Cum să nu te bucuri când auzi adevărul? Cum să nu te echipezi când vii aici? Când știi că o să ieși afară și o să te lupți cu stăpânitorii întunericului. Nu te mira că viața ți-e un praf spiritual dacă nu pui preț pe lucrurile astea. Hristos ne cheamă la luptă, ne cheamă la slujire și fiecare avem un rol, avem o misiune. În capitolul 4 spune Pavel, îmi place tare mult cartea Efeseni, foarte multe versete le folosesc din cartea Efeseni astăzi. Citiți-o toată acasă, e extraordinară. El a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători pentru zidirea trupului. Nu i-a dat doar așa ca să fie ei diferiți sau unii mai importanți ca alții, nu. I-a dat diferiți pentru zidirea trupului. Din el tot trupul bine închegat și strâns legat prin ceea ce dă fiecare încheietură își primește creșterea potrivit, ascultați, cu lucrarea fiecarei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Ah, ce frumos! Un mădular ce nu funcționează, să știți, se atrofiază, face mai mult rău decât bine. Însă unul activ, un mădular care funcționează, îi o binecuvântare după puterea lui, fiecare cât poate, dar îi o binecuvântare pentru întreg trupul. Un trup bine închegat, trupul lui Iisus Hristos. Fapte, capitolul 4, spune Luca, nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă. Biserica primară, ce frumos, nu era niciunul printre ei care se ducă lipsă. Și asta nu înseamnă că toți erau bogați. Nu. Ci asta înseamnă că toată lumea avea grijă de toată lumea. Aveau grijă de fiecare. Nevoia fiecăruia era împlinită, era satisfăcută în trup. Fiecare dădea. Fiecare încheietură dădea în măsura ei.
și trupul era strâns unit. Însă oamenii ăștia, dragii mei, dacă știi ceva despre biserica primară, cu siguranță știi lucrul ăsta. Ăștia erau nelipsiți de la templu. Ăștia nu se jucau cu biserica. Nu. Ăștia nu se jucau cu adevărul, cu cuvântul mântuirii lor. Nu. Ăștia nu se jucau când venea vorba de echipare. Aveau coiful mântuirii, aveau toate uneltele care le trebuia pentru echipare. Mă duc aminte cum bunicul povestea că la țară, la ei, în satul în care era, erau așa de uniți. Era o comunitate așa de frumoasă, încât când venea recolta sau când trebuia să meargă la sapă, nu mergeau toți individual, ci spuneau, astăzi mergem la tine la cules de porumb, mâine mergem la mine. Era o comunitate strânsă, fiecare avea grijă de celălalt. Ăștia din biserica primară erau și mai și. Ăștia vindeau, dacă cineva era nevoie, erau gata să-și dea cămașa după ei. Iacov spune, credința fără fapte e moartă. Și mulți n-au înțeles faptele și credința. Însă în Iacov, aici, în versetul ăsta, credința nu-i pusă în antiteză cu faptele. Nu, ci e pusă credința moartă cu credința vie în antiteză. Așa că avem nevoie de credință și avem nevoie și de fapte. Amin? Amin. Știți ce s-a observat în unitățile militare din Afganistan? Citeam lucrul ăsta săptămâna asta. Cu cât soldații stăteau mai mult în training, cu cât stăteau mai mult acolo în barăcile lor, apăreau probleme, incidente, bătăi, violuri. Însă aceiași oameni, când îi trimiteai pe câmpul de luptă, își spuneau, deveneau alți oameni, își spuneau frați de arme, ar fi fost gata să-și dea viața oricând unul pentru altul. Eu cred că 5 ani de zile am stat prea mult aici. Știi, începem să ne ciocnim, începem să ne plictisim, avem nevoie să ieșim la luptă. Amin? Amin. Știi cum arată o biserică fără o viziune, fără o misiune? Ei nu se echipează, ei nu știu cu cine au de luptat. Știi cum arată o biserică? Ca o echipă de fotbal, care toți 11 se strâng la mijlocul terenului. Arbitrul le dă instrucțiuni, sunt toți entuziasmați. Și mai apoi când arbitru fluieră de începutul meciului, toți merg pe banca de rezervă. Așa e o biserică fără viziune, fără misiune. Câteodată invită jucători renumiți, plătesc bilete de avion să vină jucători renumiți, să întâlnesc toți, să bucură împreună. Când suflă arbitru, merg toți pe banca de rezervă. Rămâne poate un profesionist. Să știți că 11 amatori, cei care știți fotbalul probabil îmi dați dreptate, 11 amatori, oricând pot bate un jucător, un singur jucător profesionist. Nu-i așa? Știi când sunt mai mulți? Face diferență numărul. Toți avem o misiune. Asta încerc aici încerc să ajung. Fiecare cu puținul care îl are, fiecare în locul unde îi, dacă toți ieșim la muncă. Stăteam cu fratele Ruben, cu ceilalți cu care am fost în misiune la sfârșitul săptămânii trecute și ne gândeam dacă am face lucrul ăsta mai des. Unde ar fi biserica noastră? Și am luat o hotărâre, trebuie să ieșim la luptă. Nu putem sta în același loc ca o echipă de fotbal și când îi să jucăm, să mergem pe banca de rezervă. Să mergem fiecare la treburile noastre, la jobul nostru. Trebuie să jucăm. Știu că unii dintre voi aveți hobby-uri diferite, însă cred că v-am mai spus, noi trebuie să fim nebuni doar pentru Hristos. 1 Corinteni 4. Noi suntem nebuni pentru Hristos, chiar dacă cu toți avem hobby-uri. Știți că câteodată n-are cine pune un afiș pe Facebook. Sunt lucruri mici, n-are cine să organizeze un lucru mic. Pentru că toți parcă stăm pe tușă în loc să jucăm. De ce te-ai deranjat să vii la biserică? Pentru că aici e trupul lui Hristos. Aici se declară adevărul și aici ne pregătim pentru lupta care ne stă în față. Vreau să mă apropii de final. Știți, visăm cu toții la biserica ideală.
însă nu există. Nu există. Biserica e formată din oameni păcătoși, ca mine și ca tine. Însă tocmai de oameni din ăștia are nevoie Dumnezeu. Oameni ca Saul, oameni ca Petru, oameni ca Barnaba, ca începători, ca Timotei sau ca Filimon. Însă tocmai aici Dumnezeu lucrează. Dumnezeu nu caută o biserică perfectă. Dumnezeu caută o biserică sănătoasă. Suntem câteodată naivi și am căzut și eu în capcana asta. Câteodată aflăm de o biserică, auzim de o biserică, eram în Timișoara și mai ales în România, lucrul ăsta, te duci la o biserică, îți place, mai apoi nu-ți mai place, te duci la alta, ai de unde să alegi. Și când mergi la o biserică nouă, ești parcă în luna de miere, totul ți se pare frumos, e luna de miere. Și mai apoi, când ajungi să-i cunoști, îți dai seama că și acolo sunt probleme. Nu e o biserică ideală. Și te gândești că alergi după o biserică ideală și nu o găsești. Pentru că nu există. Dacă biserica, dragii mei, nu poate să fie ideală, va fi într-o zi când va fi slăvită, însă deocamdată nu ideală, pentru că e compusă cu oameni ca mine și ca tine. Să știți că trebuie să fie o biserică sănătoasă. Amin? O biserică în care oamenii născuți din nou se întâlnesc în trupul lui Hristos. Toți. Una. Doi. Biserică sănătoasă e o biserică care zidește pe adevăr, pe stânca Iisus Hristos și central au Evanghelia, cuvântul mântuirii lor. Și mai apoi, trei, oameni care conștientizează faptul că sunt în război, fiecare are o misiune, fiecare are talanți diferiți. Și eu cred, dragii mei, cu toată tăria, că biserica noastră e o biserică sănătoasă. Amin? Amin. Dacă păstorul sau liderii de aici nu fac lucrurile astea de care am spus, schimbați-i, pentru că avem nevoie de biserică sănătoasă. Nu de o instituție sau de un loc unde să mergem duminica, nu. Avem nevoie de trupul lui Hristos, de o evanghelie curată, de cuvântul adevărului și mai apoi de o misiune. Trebuie să știm exact unde vrem să mergem și ce vrem să facem. Apartenența la o biserică, repet, apartenența, nu membralitatea, nu, apartenența la o biserică e dovada mântuirii tale. Ascultă-mă. Iisus Hristos spune, poți câștiga totul dacă îți pierzi sufletul degeaba. Te poți înșela în legătură cu orice. Te poți înșela în legătură cu finanțele și știu pe cineva care a pierdut totul. Te poți înșela în legătură cu jobul sau alegerea că să vii în Anglia, să stai în România. Te poți înșela în legătură cu relațiile care le ai. Dar dacă te înșeli în legătură cu veșnicia, e cel mai grav. Mai grav de așa nu se poate. Ai pierdut totul. Și dovada că ești mântuit, dovada că ești născut din nou, că ești adoptat în familia lui Dumnezeu, e că ai frați și surori. Nu ești de unul singur. Aparții bisericii. Poți să-ți folosești darurile spirituale. Poți să ai roada Duhului Sfânt. Asta e dovada că ești mântuit. Nu că ai numele scris într-un registru de membri. Nu. Ci că aparții trupului lui Hristos. Mare diferență. Dacă nu aparții, dacă vii rar, dacă vii când ai chef, când te taie capul, nu ești parte nicăieri. N-ai frați, n-ai surori. Îi pentru că n-ai fost adoptat. Îi pentru că tu nu ești născut din nou. Îi pentru că tu nu ești mântuit. Așa că după 5 ani, dragii mei, de biserică aici, sfatul meu e nu te mai juca cu biserica, ci fii tu biserica. Știți că nu-i perfectă. Nu-i perfectă. Dar e o biserică sănătoasă. Prețuiește-o, iubește-o, pentru că cel care a înființat-o și cel care o susține și a dat viața pentru ea. Cunoaște adevărul,
Prețuiește-l, zidește pe el, învață-l, luptă-te pentru el, declară-l, spune-l și la alții. Asta înseamnă să fii o biserică sănătoasă. Și la asta aș vrea să vă chem în următorii 5 ani sau în următorii ani care Domnul o să ne țină împreună. Știi, când mor, n-aș vrea să fie o placă aici care să spună a fost și el pe aici, membru la Biserica Română din Iovil. Nu. Și vrea să fie o placă care să spună a fost parte din trupul lui Hristos, din ceea ce se numește Biserica Creștină Română din Iovil. A prețuit adevărul, Evanghelia Mântuirii. Lucrul ăsta a fost central în viața lui. Și mai apoi a dat totul pentru a spune celorlalți, pentru a se echipa, pentru misiunea care o are. La asta aș vrea să vă chem, dragii mei. Spre asta aș vrea să vă conduc din Scriptură. Asta înseamnă să fie o biserică sănătoasă.